Pe 23 mai, Comisia de Licitație din cadrul primăriei Iași a deschis ofertele depuse în cadrul licitației care vizează proiectul de modernizare al șoselei Bucium. Pentru realizarea lucrărilor aferente a acestui proiect, a cărui valoare estimată este de aproape 20 de milioane de lei, au depus oferte companiile Enviro Construct, Conestesa și asocierea dintre Sece Concert, Drum, SRL și SC Alpenside, SA. Până în prezent, nu au existat contestații la procedura de licitație. Ofertele depuse au intrat în faza de analiză. Proiectul vizează lucrări de modernizare ale șoselei Bucium pe o porțiune de 3,4 km pe tronsonul cuprins între intersecția cu Bulevardul Poatiei și intersecția cu strada Păun. De asemenea, documentația prevede amenajarea de piste pentru biciclete pe întreaga lungime a tronsonului, precum și reabilitarea podului Bucium de peste cursul râului Vămășoaia. Fondurile necesare realizării lucrărilor vor fi asigurate în primă fază din bugetul local, urmărindu-se însă de contarea acestora prin Programul Național de Investiții.